Salutare tuturor și bine v-am regăsit. În tutorialul de astăzi vreau să vă vorbesc despre efectele de tranziție. Tranzițiile sunt acele efecte care se stabilesc la trecerea de la un diapozitiv la altul. Le regăsim în meniul Transition și pentru a stabili un efect de tranziție, se selectează în primul rând diapozitivul pentru care dorim stabilirea acestui efect și se alege unul din efectele ce se regăsesc în această zonă. Pentru lista completă a acestor efecte, se acționează acest buton. Pentru primul diapozitiv al prezentării noastre, vom alege efectul numit fade. Se observă că la alegerea după alegerea efectului se creează un mic preview al acelui efect iar butonul effect option este activat. De menționat faptul că opțiunile sunt specifice pentru fiecare efect în parte. În partea dreapta a meniului Transition regăsim opțiuni pentru efectele selectate. De exemplu, din zona Sound putem alege dintr-o listă un sunet care să fie rulat la acest efect. Nu dorim acest lucru. Apoi putem stabili în această zonă perioada pe care acest efect să fie rulat. În acest caz este stabilit la 70 de sutim de secundă. Apoi regăsim butonul Apply to All, care la acționarea lui va stabili acest efect de tranziție pentru toate diapozitivele prezentării. Nu se dorește acest lucru deoarece intenționez să stabilesc câte un efect de tranziție pentru fiecare diapozitiv în parte. Apoi regăsim zona Advanced Slide, adică modalitatea prin care să se treacă de la un diapozitiv la următorul, adică la efectuarea unui clic al mouse-ului sau după o anumită perioadă. Se observă că în acest caz este stabilită perioada trecerii la următorul diapozitiv după 5 secunde și 19 sutimi. Această perioadă este stabilită și în funcție de efectele de animație pe care respectivul diapozitiv le conține. Trecem la al doilea diapozitiv, pentru care vom alege efectul numit Curteins. Se observă pentru acest efect Că perioada pe care acest efect se derulează este de 6 secunde. Pentru al treilea diapozitiv, o să aleg efectul numit checkerboard. Din nou, se observă că trecerea la următorul diapozitiv se va face după. 7 secunde și 19 sutimi, asta în funcție de animațiile pe care respectivul diapozitiv le conține. Pentru diapozitivul cu numărul 4 o să aleg efectul numit Peel Off. Iar pentru diapozitivul cu numărul 5 o să aleg efectul numit Doors. Să încercăm acum rularea prezentării noastre în modul de prezentare. <fixi> Un efect de tranziție extrem de interesant îl reprezintă efectul numit morf. Chiar dacă nu are legătură cu specificul prezentării pe care noi am dezvoltat-o până acum, să spunem că dorim să realizăm un tutorial referitor la deplasarea unui corp pe un plan înclinat. Pentru aceasta voi crea un diapozitiv nou la începutul acestei prezentări. Voi șterge aceste două casete de tip text din interiorul diapozitivului. Voi introduce un triunghi care să reprezinte planul înclinat, apoi un dreptunghi care să reprezinte corpul care se dorește a fi deplasat pe acest plan înclinat. O să schimb culoarea acestui corp în culoare roșie și îl repoziționez în așa fel încât lungimea lui să fie paralelă cu latura triunghiului. Voi crea o copie a acestui diapozitiv. Iar în această copie, voi deplasa acest corp până la baza planului înclinat și voi aplica efectul de tranziție morf. Astfel eu am creat o animație care să ne arate deplasarea unui corp pe un plan înclinat. Rulez acum prezentarea mea în modul de prezentare și astfel am simulat deplasarea unui corp pe un plan înclinat. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!